De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scurt TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. De 6 ani încoace, data de 31 august e plină de emoție pentru cei care fac parte din echipa de Reghin TV. Pe 31 august 2009 intrau în casele reghinenilor primele imagini transmise de televiziunea locală. După 6 ani, proiectul de Reghin TV își confirmă poziția de lider în informare pentru telespectatorii din zona, iar ingredientele rețetei de succes sunt profesionalismul unor jurnaliști consacrați, subiectele abordate în formate TV bine gândite și calitatea tehnică a materialelor. Iar după ce a cucerit audiența, Reghin TV este lider și în mediul de informare online din zona noastră. În urmă cu 6 ani, la Reghin, un grup de oameni au decis să pornească un proiect îndrăzneț și inedit pentru orașul viorilor, Reghin TV. Acesta a fost gândit din suflet pentru oameni. Reghin TV a fost un proiect în care am crezut cu sinceritate și cu toată puterea mea. A fost un proiect frumos, l-am gândit de la început pe mai multe paliere și până la urmă s-a dovedit că într-adevăr proiectul nostru și gândurile noastre s-au materializat și s-au concretizat într-o televiziune drăguță, o televiziune practică, utilă, pragmatică pentru reghineni în primul rând, și sunt bucuros că evoluția televiziunii Reghin TV a căpătat cursul pe care noi l-am gândit și într-adevăr a reușit să ajungă unde este astăzi, adică pe o treaptă net superioară față de unde am pornit, bineînțeles. Proiectul Reghin TV s-a născut dintr-un entuziasm fantastic al echipei de atunci. Majoritatea nici nu știau în ce se implică. Cred că cel mai important ingredient de acum 6 ani a fost încrederea pe care o aveam unii în alții. Noi, practic, înainte am fost colegi la postul local de radio și ne cunoșteam foarte bine unii pe alții, cu minusurile și plusurile fiecăruia, dar toți, și mă repet, toți suntem profesioniști, apreciați în domeniu, fapt certificat atât de realizările individuale ale fiecăruia, cât și de distincțiile și premiile obținute de Reghin TV.
Eu personal vreau să vă mulțumesc tuturor, să le mulțumesc celor cu care am avut plăcerea să fac echipă, celor care au crezut în noi și, bineînțeles, telespectatorilor reghineni, care ne urmăresc zi de zi, pentru că ei sunt cei mai importanți pentru noi. Ei au fost de la început și ei sunt și acum, după 6 ani, cei mai importanți. Primul program a fost Jurnal de Reghin, un grupaj de știri locale așteptat de mult de reghineni, după o pauză de câțiva ani în care n-au mai avut propria televiziune. Rețeta de la început s-a păstrat întocmai, iar ingredientele sunt profesionalism, calitate tehnică ridicată, obiectivitate și echilibru în informare, programe pe teme variate și pentru toate categoriile de public. Fiecare zi din acești 6 ani a însemnat un pas înainte, un progres vizibil și apreciat de telespectatori. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără cel mai important lucru și anume echipa. A fost 6 ani de eforturi deosebite, de muncă asiduă, efortul unui colectiv, efortul unei echipe. În mintea mea, întotdeauna, echipa primează. Nu pot să realizez nimic, mai ales în media și vorbim de televiziune, fără un efort conjugat al echipei. Am crescut în acești 6 ani, aș spune eu, și ca o coincidență fericită, zilele acestea au loc festivalul Simfest și Darigin TV a fost din nou apreciată. Munca colectivului a fost apreciată. Felicit echipa Darigin TV, îi felicit pe toți cei care au contribuit în cei 6 ani la dezvoltarea proiectului Darigin TV și datorită lor suntem acum aici și apreciați de publicul nostru și de cei care se ocupă de festivalurile internaționale. Jurnalul de Reghin se bucură astăzi de o audiență uriașă, atât pe micile ecrane, cât și în mediul online. În paralel, s-au dezvoltat și paginile noastre online și de pe site-urile de socializare, care au menirea de a veni mai aproape de public. La acest aniversar, când ne bucurăm să constatăm că ne îndeplinim cu succes misiunea asumată, mulțumim colaboratorilor și vouă, celor care ne urmăriți la televizor sau în mediul virtual, pentru că nu rămâneți simpli privitori. La mulți ani de Reghin TV, la mulți ani telespectatorilor din Reghin și nu uitați, aici se întâmplă, aici afli, pentru că da, Reghin TV e pentru tine, e pentru Reghin. La mulți ani! Dar Reghin TV a dovedit din nou că este una dintre cele mai profesioniste televiziuni din cele care au curaj să participe la Simfest. Festivalul televiziunilor și producătorilor independenți este un concurs unic în România, organizat la Târgu Mureș, iar la ediția de anul acesta a devenit internațional prin participarea a producători din 5 țări ale lumii. Dar Reghin TV a fost premiată pentru emisiunea Pot să fiu o stea la secțiunea divertisment și a primit distincția Reporter de știri prin Marcela German. A fost o seară de vis pentru echipa Reghin TV în data de 29 august. Televiziunea noastră a fost dublu premiată la singurul festival din România dedicat televiziunilor și producătorilor independenți. La ediția a 12-a a Simfest, organizată la Târgu Mureș, Reghin TV a cucerit juriul de specialitate al concursului cu producția de divertisment Pot să fiu o stea. Divertismentul mai are o dificultate, aceea de a găsi măsura umorului între banal și vulgar. Realizatorii au reușit imposibilul, o emisiune de divertisment care este vizionată cu plăcere, fără tentația de a părăsi fotoliul. Premiul pentru emisiunea de divertisment se acordă producției Pot să fiu o stea, realizatori Simina Cota și Ovidiu Ilisan de la Reghin TV. Încă nu mi-au dispărut emoțiile în urma galei care a avut loc. Este unul dintre copiii mei care a crescut timp de 2 ani și care îmi doresc să crească în continuare mare și frumos și în ghilimele cu un suflet pur și acest suflet să fie mereu hrănit de echipa noastră, echipa Reghin TV, toți cei care ne dorim ca în fiecare zi frumosul cu care noi ne încărcăm să-l dorim la rândul nostru celor care ne apreciază munca și cred în noi. Dar Reghin TV a primit și premiul pentru Reporter de știri prin Marcela German. Distincția a fost împărțită cu tânărul Vlad Ungar de la Digi24 Timișoara, întrucât juriul a considerat echilibrată valoarea celor doi reporteri care vin din televiziuni total diferite. Noi ne-am văzut puși în situația de a acorda 2 premii pentru cel mai bun reporter de știri. 2 premii care pleacă către televiziuni total diferite și mă refer aici atât la aria de acoperire, cât și la mijloacele pe care le au la dispoziție. Deci, premiul pentru reporter de știri ex aequo se acordă jurnaliștilor Marcela German de la Reghin TV și Vlad Ungar de la Digi24 Timișoara.
Premiul acesta, Reporter de știri, e cadoul perfect pentru mine la exact 15 ani de la primul meu interviu și îmi dă putere și încredere că trebuie să merg mai departe, în ciuda numeroaselor momente în care spun am obosit, nu mai pot, m-am săturat de telefoane, de surse, de oameni, de informații, dar de fapt meseria aceasta, foarte grea și extrem de plină de mari responsabilități, e minunată, e perfectă. Ca o concluzie putem spune în momente de ca cel din această seară, putem spune da, merită? Putem spune da, merită, merge mai departe și tot ceea ce se realizează se face în echipă. Este foarte, foarte important. În televiziune nu poți face nimic de unul singur. Iar noi, la Daregin TV, avem echipa perfectă. Premiile au fost acordate de un juriu de specialitate format din profesioniști de televiziune și cadre universitare. Pentru divertisment, pentru că emisiunea respectivă este foarte bine realizată și știm că a fost realizată în condiții financiare modeste. Nu se poate compara cu o mare televiziune din București care are un buget foarte mare. Și în aceste condiții să faci o emisiune bună este o performanță. De asemenea, am apreciat faptul că emisiunea promovează talentele locale. Acești copii talentați trebuie promovați, pentru că una dintre bogățiile mari ale unei țări sunt talentele. Emisiunea de știri sau premiul pentru știri, Reporter de știri, a recompensat calitatea știrilor. Asta înseamnă calitatea subiectelor și modul în care au fost tratate acele subiecte, adică cu profesionalism. Atunci când visul, proiectele, se întrepătrund cu pasiunea, cu munca, cu abnegația, rezultatul nu poate să fie decât deosebit. Coincidența face că se apropie cei 6 ani de Daregin TV și e o încununare a tuturor eforturilor, a tuturor zbaterilor noastre frumoase de a lăsa ceva în urmă. Toate proiectele noastre, brandul de știri, jurnalul de Reghin, emisiunile, proiectele de emisiuni concurs, emisiunile live, tot ceea ce am gândit în acești ani este apreciat și asta nu poate decât să te încânte, nu poate decât să te bucure și te motivează. Te motivează și spui da, a meritat și mergem înainte. Suntem aici ca să lăsăm ceva în urma noastră, ca televiziune locală și din nou am sesizat că ne luptăm în ghilimele cu studiourile teritoriale ale TVR-ului, care au oameni, au logistică, au bugete, care nu se pot compara cu bugetele noastre, și alte televiziuni în orașe importante, gen Ploiești, gen Timișoara, Sibiu, Iași, munca noastră a dat roade și asta este deosebit. Am crezut întotdeauna în echipa Daregin TV și se pare că rezultatul este deosebit. Daregin TV s-a aflat la a doua participare la SimFest. La ediția anterioară a obținut premiul pentru talk show Jeana Gheorghiu prin Ovidiu Ilisan și premiul pentru cea mai bună știre de televiziune prin Marcela German și Gal Botond. Târgu Mureș a redevenit pentru o săptămână centrul producțiilor media din țară, odată cu cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți. SimFest este organizat de Asociația Culturală cu același nume și își propune să ofere publicului noutățile din domeniul producțiilor culturale, în special de televiziune. Vedeta evenimentului este concursul de materiale media, care premiază produse și realizatorilor și la care anul acesta au luat parte concurenți din 5 țări. S-a consumat cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți, organizat la Târgu Mureș de către Asociația Culturală SimFest. Evenimentul este unic în țară și își propune să ofere publicului noutățile din domeniul producțiilor culturale. Un segment aparte al festivalului este Gala Laureaților pentru producțiile de televiziune, unde anul acesta s-au înscris concurenți din 5 țări. Juriul competiției este format din cadre universitare și oameni de televiziune.
Un asemenea festival este important pentru că el reușește să promoveze valorile și este foarte important ca în media să lucreze oameni valoroși, oameni talentați, oameni dedicați acestei meserii. Sunt și eu membru în juriu de vreo 6 ani, de vreo 6 ediții, dar ca ediția asta parcă n-a fost niciuna așa de grea. De ce? Pentru că au venit puține producții de data asta față de alți ani, dar au fost de nivel foarte înalt. Și atunci ne-a fost greu ca să împărțim și premiile, dar ne-a fost foarte greu să găsim și locurile premiilor care erau deja consacrate, să le găsim autenticitatea atât în grilă, în genul respectiv, dar să nu fim nedrepți cu nimeni. Și am zis că din cele mai bune am ales pe cele mai bune. Sinfest a realizat în acest an un salt foarte important, și acela de a deveni un festival cu adevărat internațional, chiar dacă nu au fost sute de participări, dar faptul că au fost peste 10 participări este un lucru foarte important. Aș zice că și eu am contribuit major la decizia ca producătorul festivalului să ia hotărârea de a deschide festivalul, pentru că lucrând foarte mult cu Bruxelles mi-am dat seama că singura noastră șansă, indiferent ce facem în România, este să facem măcar la nivel regional, dacă nu la nivel global. Mă bucur că încă se mai face, că mai există stații așa, ca o floare într-un câmp de buruieni, mai apare câte o floricică așa și sunt destul de multe, adică am primit de la stații micuțe, am primit peste 20 de producții, unele foarte bune, chiar foarte bune, adică nu ne așteptam, a fost o surpriză, ținând cont de experiența anilor trecuți și de resursele pe care le are o televiziune mică, nu ne așteptam să primim producții de o asemenea calitate. Dar Reghin TV a fost la cea de-a doua participare la SimFest și a obținut din nou 2 premii pentru Reporter de știri prin Marcela German și pentru producția Pot să fiu o stea prin Simina Cota și Ovidiu Ilisan. Există o echipă de 11 oameni coordonată de directorul de Reghin TV, Ovidiu Ilisan, care face posibil ca în fiecare seară la ora 18 la Reghin TV să intre în direct un produs media absolut senzațional. Se numește Jurnal de Reghin, are 45 de minute și are peste 10 știri locale. E mult, dar sunt și bine făcute. Și aici e dovada. Acest premiu este în mâinile mele, mâinile noastre, dar este de fapt o idee apărută în mintea și pe buzele directorului Ovidiu Ilisan. Eu care am spus da, se poate, și o întreagă echipă care a dăruit, s-a lăsat hrănită cu zâmbete, cu bucurie, cu lacrimi de bucurie, cu dorința de a dărui, cu talent, cu tot ce înseamnă suflet de copil. Mulțumesc unei echipe care a crezut într-o idee, într-un vis și a transformat o vorbă în fapte. Mulțumesc echipei Reghin TV, mulțumesc de asemenea unei echipe care au fost partenerii noștri, au dăruit trup și suflet, Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin, director Marcel Naste. Și pentru că eu sunt astăzi aici și pentru că în drumul meu pot să spun televiziune, îi mulțumesc unui om deosebit, Ovidiu Ilisan. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc, Simina. Onorat juriu, dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult. Atunci când visul, proiectul, se întrepătrunde cu pasiunea, devotamentul, abnegația, eternul naiv din mine, care a crezut întotdeauna în adevăratul spirit de echipă, spune da. Și pur mă să-l șterne doar liniște. Acea liniște care înseamnă stare de bine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Felicitări! Poți să fii o stea, da? Poți să spună Reghinul. SimFest 2015 a durat o săptămână și pe lângă gala laureaților a cuprins vizionări de producții, dezbateri, prezentări și lansări de carte, concerte și spectacole. Puritatea aerului și autenticitatea tradițiilor au adunat mii de fii de pe Valea Regilor și nu numai să petreacă împreună la cea de-a 10-a aniversare a Festivalului Văii Gurghiului.
Mirosul bucatelor alese, sunetul buciumului și al cântecului popular, bogăția coloristică a portului popular au făcut din platoul La Fâncel din Ibănești o imagine desprinsă din poveste prin căsuțele și gospodăriile gătite de sărbătoare din satul alegoric. Evenimentul poate fi considerat o carte de vizită a valorilor naționale pentru vizitatorii de peste hotare. Buciumul a răsunat din nou peste Valea Gurghiului, străjuită de munții care cu mândrie au stat de veche la cele trei zile de sărbătoare tradițională. Obiceiuri, voie bună și aer curat, de asta au avut parte fiii Văii Gurghiului din comunitățile Hodac, Ibănești, Solovăstru, Gurghiu, Reghin și nu numai, între 28 și 30 august. Din necesitatea de a unifica valorile morale și spirituale străbune, în urmă cu 10 ani pe Valea Gurghiului a luat naștere un proiect în care tradiția, portul și datinile străbune sunt natural expuse sub forma unui sat alegoric. Așa s-a întâmplat și anul acesta pe platoul La Fâncel din Ibănești. De puritatea locurilor, hărnicia oamenilor și valorile străbune au vorbit cu mândrie și oficialitățile invitate. Spuneam că cei mai patrioți și cei care respectă cel mai mult simbolurile naționale din Ardeal sunt locuitorii de pe această vale și nu trebuie să uităm ce au făcut în istorie. Este a 10-a ediție a acestui festival, un festival deosebit de apreciat prin faptul că duce mai departe tradiția populară românească, tradiția jocurilor populare românești, dar și a meșteșugurilor românești și a specificului unei zone de munte în ceea ce privește agricultura. Îi felicit pe organizatori. Ca în fiecare an și la această ediție ne-am prezentat cu un stand tradițional și în calitate de co-organizator al acestui eveniment, ca întotdeauna Primăria Reghin, municipiul Reghin își face datoria. Mai mult decât atât, foarte mulți locuitori ai municipiului Reghin sunt fii ai acestei văi, a Gurghiului, și se bucură de acest eveniment, la fel de mult ca și cei din această zonă. Având în vedere faptul că doamna primar, Maria Precup, din motive obiective, nu a putut participa anul acesta la acest festival, transmite tuturor participanților la acest eveniment și tuturor locuitorilor Văii Gurghiului gândul bun și multă sănătate. Eram persoană publică când am acceptat să îmbrac costumul popular împreună cu familia ca o obligație morală față de părinți, bunici, strămoși, față de hărnicia femeilor care au cusut, coase și acum. De asemenea, e o mare obligație ca persoană publică, om ales în Parlament de Valea Gurghiului, să transmitem mai departe, nu numai în țară, ceea ce avem noi valoros pe Valea Gurghiului. Festivalul Văii Gurghiului, prin amploarea și caracterul lui cultural și tradițional, are toate ingredientele să fie introdus cu mândrie în circuitul promovării valorilor și simbolurilor naționale, port popular autentic, obiceiuri atât de adânc înrădăcinate, cântec și joc. Sunt un iubitor al costumului popular, al tradițiilor și obiceiurilor poporului român. Cred că acest loc, binecuvântat de Dumnezeu, este încărcat de sacru. Aici oamenii sunt puri. Aici oamenii poartă cu demnitate costumul popular, sunt mândri că sunt români. Cel mai important, cred că, este faptul că transmit tinerei generații aceste frumoase obiceiuri. Aici copiii de mici își văd părinții și bunicii îmbrăcați în straie populare, aud de mici muzică populară. Este la 10-a ediție, sperăm să îl continuăm, sperăm să-l includem în marele proiect al Consiliului Județean și a Primăriei Municipiului Târgu Mureș de a contribui la obținerea în anul 2021 a titlului de capitală europeană culturală a municipiului Târgu Mureș, bineînțeles cu susținerea tuturor participanților. Este un festival care promovează tradițiile, obiceiurile, cultura acestei zone pe care vrem să-l includem în acest proiect, pentru că vedem că de la an la an prezența este tot mai numeroasă. Am bucuria să constat și în acest an că folclorul românesc, tradițiile populare din zonă de pe Valea Gurghiului nu au suferit deloc. Au apărut idei noi în ceea ce privește promovarea obiceiurilor locale. Văd foarte mulți copii care sunt îmbrăcați în costume naționale și acest lucru este pentru noi o garanție că aceste elemente de suflet și de tradiție nu vor dispărea niciodată.
Evenimentul organizat de Asociația Comunității Văii Gurghiului cu sprijinul Consiliului Județean și al Prefecturii Mureș promovează tradiții și obiceiuri de pe Valea Gurghiului și aduce în fiecare an în fața spectatorilor ansambluri de dansuri populare, artiști și interpreți locali, dar și nume sonore ale showbizului de la nivel național. Pe 31 august este celebrată limba noastră, expresia ființei naționale a poporului român. Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern cu ajutorul căruia să-și dezvăluie întreaga sa făptură lăuntrică și acel spirit patriotic moștenit din moștrămoși. Limba română este un motiv demn de mândrie și admirație atât pentru generațiile actuale, cât și pentru generațiile viitoare. Mult e dulce și frumoasă limba ce vorbim, altă limbă armonioasă ca ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Românașul o iubește ca sufletul său. Vorbiți, scrieți românește pentru Dumnezeu. Cum altfel dacă nu prin aceste versuri am putea descrie frumusețea, originalitatea, identitatea poporului nostru, un popor de veacuri care și-a povestit prin viu grai sărăcia, tristețea, bucuria, bogăția, împlinirile, jalea, dorul și istoria. În fiecare an, din 2013, pe data de 31 august, se marchează Ziua Limbii Române. Plădez pentru vorbirea cât mai corectă. În felul acesta îi putem dezvălui armonia, frumusețea, muzicalitatea, atâta timp cât vom încerca să vorbim corect și să o iubim, să o respectăm, atâta timp ne vom păstra identitatea. Consider că atâta bun avem patria și limba. Cu mici deosebiri de accent sau pronunție, limba română este vorbită și înțeleasă de toți connaționalii, indiferent de zona geografică, deși în Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia, Basarabia sau Bucovina se vorbesc mai multe graiuri. Trebuie să o ducem mai departe. Generațiile de astăzi, generațiile de mâine, trebuie să ducem mai departe frumusețea și armonia ei. Pentru că doar prin ea ne putem exprima bogăția sufletească, gândurile, toate ideile noastre le exprimăm în limba noastră, în limba maternă. Maternă, oficială, literară, vorbită, scrisă, pe web, îmbogățită sau sărăcită, cultivată sau maltratată, în numele celor 28 de milioane de vorbitori de limba română din toată lumea, s-a dorit ca o zi din an să fie dedicată acestui simbol național. Este extrem de frumos ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, că transmiteți generațiilor tinere acest mesaj că e nevoie să ne prețuim și să ne iubim limba și să încercăm să o păstrăm așa cum am învățat-o noi dintotdeauna. Cât este de important pentru noi să ne păstrăm limba și să vorbim corect? Foarte important. Deci limba română e limba noastră. Și trebuie să o iubim, trebuie să o ducem mai departe, așa cum o lăsat-o străbunii noștri. Să ținem limba română. Tinerii de acum să vorbească, să cunoască că suntem români. E foarte important că trăim în România și suntem români. Limba română s-a format în secolul I din mileniul I, după cele două războaie daco-romane. Dacia devine astfel intens colonizată. Acest lucru are drept consecință formarea poporului român și concomitent a limbii române. Caracterul latin al limbii române este dat de vocabularul esențial și de structura gramaticală. 90% din cuvintele din fondul principal de cuvinte sunt de origine latină. Ea este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care 24 de milioane o au ca limbă maternă. Standul municipiului Reghin în cadrul Festivalului Văii Gurghiului a atras și anul acesta sute de vizitatori. Expoziția de obiecte tradiționale specifice localității a fost pregătită de instituțiile de cultură cu sprijinul primăriei Reghin. Casa alegorică a încercat să surprindă toate preocupările reprezentative pentru reghineni. Toate instituțiile de cultură din Reghin și-au dat mâna coordonate de primărie pentru a reprezenta municipiul la cea de-a 10-a ediție a Festivalului Văii Gurghiului. Standul localității a expus obiecte tradiționale și specifice. Tema expoziției o reprezintă obiectele casnice din gospodăria tradițională. Am ales să expunem câteva farfurii de ceramică,
câteva ștergare din patrimoniul muzeului, iar expoziția am completat-o cu câteva piese din portul popular și avem invitați și câțiva meșteri populari care au venit cu piesele lor în completare. Meșterii cât sunt de dornici, iată, să ia parte la asemenea manifestări. Da, ei sunt colaboratori mai vechi ai noștri, au experiență la festivalurile de genul acesta și este interesant, este remarcabil felul în care ei au reușit să ducă mai departe tradiția și obiceiul pe care l-au preluat și ei de la părinților și îl transmit mai departe copiilor lor. Pentru a 10-a oară consecutiv, Reghinul, Primăria Municipiului și Consiliul Local Reghin participă la acest festival grandios. Îi putem spune grandios pentru că și expozițiile în aer liber, aceste căsuțe minunate realizate de toți partenerii sunt minunate și grandioase, în primul rând prin valorile pe care le expun. Și Biblioteca Municipală și-a găsit un rol important alături de Muzeul Etnografic și nu doar că ajutăm la constituirea expozițiilor, uneori chiar cu colecțiile noastre proprii, pentru că este destul de greu să scoți din muzeu obiecte de patrimoniu, legea nu prea ne permite și atunci mai punem la bătaie și propriile noastre colecții, pentru că toți suntem iubitori de artă populară, dar și biblioteca încă de câțiva ani aduce un stand cu carte scrisă de autori reghineni și mureșeni. Anul acesta, Cătălin Cioba, cel care recent a lansat a 6-a carte de poezie umoristică, este cel care păstorește oarecum expoziția noastră de carte, expoziția bibliotecii. Și bineînțeles că expune și cărțile scrise de dumnealui. Nu este întâmplător, noi sărbătorim anul acesta 80 de ani de la înființarea primei biblioteci publice și 65 de ani de la înființarea primei biblioteci publice de stat la Reghin. Eu nu uit să reamintesc acest lucru la toate evenimentele care le-am organizat și pe care le vom organiza până la sfârșitul anului. Ce vreau să vă spun, am fost vizitați de foarte, foarte mulți prieteni ai portului popular, artiștii noștri de la Casa Municipală de Cultură, dr. Eugen Nicoară, au susținut ieri un concert extraordinar și orchestra, și soliștii, și dansatorii Casei de Cultură. Am avut oaspeți de seamă, între deputați, senatori, primari, a fost și domnul ministru Dușa prezent aici. Am încercat să fim la înălțime cu tot ce am oferit și trebuie neapărat să subliniez faptul că colega mea de la Muzeul Etnografic a invitat și de data aceasta meșteri populari foarte pricepuți și foarte talentați și foarte înțelepți. Între meșteri s-a aflat pentru prima dată la festival cojocarul Gheorghe Pascu, venit să le arate vizitatorilor cum se prelucra încă din vechime pielea și blana. De cât timp vă ocupați cu această meserie? De 45 de ani, de copil. Din moștră moțe o producem meseria înainte. Bunicii mei, taică meu și acum eu. Și copiii, numai copiii au plecat în străinătate și a rămas. Dar se întorc și pe urmă tot la meserie se întorc. Dar aveți de lucru? În limita posibilității am. Am lăsat mai ieftin, am făcut lucru bun și am de lucru. Ce le oferiți clienților? De la tot ce se poate lucra din piele. Am făcut tăbăcărie, am lucrat tăbăcărie la Reghin. Cu asta cer să le mulțumesc colegilor multă sănătate unde a lucrat. Pe urmă am lucrat particular sânguri și pieptare, cojoace, căciul, tot ce se face din. Acum fac mai nou, fac pieptare cu flori. De pe zona Târnavelor, de pe zona Mureșului. Îmi imaginez că este foarte dificil, având în vedere tot procesul prin care trebuie să treacă materia primă. E dificil, dar l-am învățat, am lucrat prima dată în tăriță, pe urmă în chimicale, acum iară ne-am întors în tăriță ca să-l aducem un pic la autentic și
cam asta. Prezența reginului la festival s-a simțit și prin momentele de cântec și dans oferite de-a lungul celor trei zile de colaboratorii și angajații celor două case de cultură din municipiu. Comunitatea maghiară din Reghin a sărbătorit între 28 și 30 august zilele culturii maghiare. Evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție și a fost organizat de Asociația Culturală Kemen Janos, ŠUDMR Reghin. Scopul este de a oferi publicului de toate vârstele activități culturale, sportive și distractive variate. Manifestările au cuprins concerte, spectacole, concursuri de creație și de gătit, dansuri și cântece, competiții sportive. Este duminică 30 august 2015, ora prânzului, iar pe stadionul Avântul din municipiul Reghin sunt sute de maghiari, români, sași, de ce nu etnici romi, care marchează ultima zi din cadrul manifestării Zilele Culturii Maghiare, ediția a treia. Organizatorii, Asociația Culturală Kemen Janos și UDMR Reghin, au pregătit astăzi activități pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate gusturile. Prin aceste zile se dorește comunitatea să simtă că, de fapt, este o comunitate, socializare, prietenii, în continuare cele care sunt tradiționale. Vedeți că lângă noi se face tradiționalul guiaș, îmbinăm cu jocuri de copii, sunt 6 corturi pentru copii cu diferite activități, ceva pentru balonașe, ceva pentru povestiri, ceva pentru sport, pentru copii. Fiecare și-a făcut, fiecare echipă pe segmentul lui, pe specializarea lui a făcut un eveniment. Da. Dar important este să ne întâlnim, să fim împreună în aceste zile, să reînviem ceva din cultura noastră. Fără doar sau poate, atracția manifestărilor de duminică a fost concursul de gulaș. Tradiționala mâncare i-a pus la treabă pe participanți, iar vizitatorii abia au așteptat să guste din preparatul câștigător. Folosiți o rețetă specială, să zicem? Da, folosim o rețetă tradițională maghiară, cu carne de porc. Am cumpărat spadă de porc dezosată. Facem pentru 150 de persoane. Am cerut părerea unui bucătar din Secuime și secretele nu le spunem cu ingredientele, dar o să vă invităm să gustați. Va fi concurență mare, după cum se vede aici. Nu concurența contează. Cheful, voia bună, să ne simțim bine împreună. Credeți că acest guiaș e făcut să fie câștigător? Sigur, cu siguranță. Am pus suflet, inimă, tot ce se putea, numai bunătăți. Carne are? Bineînțeles, fără carne nu există guiaș. Care e ingredientul principal până la urmă? Ingredientul principal este zarzavaturile, ceapa, primul rând ceapa, după aceea gogoșar, ardei și restul ce mai punem ingrediente, mirodenile la secret, rețete secrete. Va fi o concurență mare totuși. Sperăm, sunt 12 echipe care am concurat, ne-am înscris în acest concurs și sperăm să câștigăm măcar un loc fruntaș. Dar până a fost gata gulașul, 10 de tineri și vârstnici s-au întrecut la competiția de fotbal. În ciuda soarelui puternic, echipele au dat totul pe teren. Păi, până la urmă 6 echipe sunt, se joacă fiecare cu fiecare. Un pic obosit că nu de mult am terminat una dintre meciuri, o partidă. Se dispută ambiții. Sunt jucători tineri, sunt jucători cu vârstă mai aproape de pensionare, dar toți au dorință mare de joc. Cei mai mici participanți au avut parte de activități specifice vârstelor. Ziua de sâmbătă a fost dedicată lor când, înainte de masă, au luat parte la un spectacol la Casa de Cultură Dr. Eugen Nicoară. Manifestările organizate astăzi încă de dimineață pe stadionul Avântul au adunat sute de persoane de toate vârstele, date fiind și activitățile extrem de variate. Ei bine, Zilele Culturii Maghiare se vor încheia în această seară
pe scena din spatele meu, acolo unde vor urca solistul Sobo Eled și chitaristul Robert Brai. Cei doi au pregătit un proiect muzical interesant, nou, prin care speră să-și surprindă publicul. Pentru Jurnal de Reghin, Șebeși, Șută Sobolci și Marcela German. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnaldereghin.ro a fost materialul din cadrul emisiunii Reghin Exclusiv despre tânărul reghinean Călin Albu, un pasionat al sportului pe două roți. Pe locul 2, în topul audienței, se află materialul despre cea de-a doua carte scrisă de medicul cardiolog Dan Fărcaș, iar pe 3 se clasează materialul despre muzeul etnografic Anton Badea din Reghin. Pe pagina de Facebook de Reghin TV, cea mai accesată postare a fost materialul din cadrul emisiunii Reghin Exclusiv despre tânărul reghinean Călin Albu, un pasionat al sportului pe două roți. Pe locul 2, în topul audienței, se află materialul despre cea de-a doua carte scrisă de medicul cardiolog Dan Fărcaș, iar pe 3 se clasează materialul despre muzeul etnografic Anton Badea din Reghin. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV. Rămâneți alături de Reghin TV. Luni 31 august de la ora 19 puteți urmări emisiunea în limba maghiară Varoșche, realizată de Kishmiki Melindo. De la ora 21, Ghiță Zileriu vă așteaptă la ora campionilor. Marți 1 septembrie de la ora 17 revedeți emisiunea Reghinul în direct. De la ora 19 puteți urmări momente din cadrul celei de-a 10-a ediții a Festivalului Văii Gurghiului. Iar de la ora 21, Simina Cota vă așteaptă la instituția. Invitat este primarul comunei Deda, Lucreția Cadar. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute jurnalul de astăzi și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Noul restaurant Monte Carlo. Locul ideal pentru cele mai importante evenimente. Locația de vis, anunții tale. Ambianță intimă, un adevărat deliciu culinar, servire la cele mai înalte standarde. Sală de conferințe, simpozioane, manifestări culturale. Terasă și parcare monitorizată. 12 lei meniul zilei, iar pentru pensionari doar 7 lei. Situat la intrarea în Reghin, strada Iernuțeni, numărul 162. Restaurant Monte Carlo. Rafinament și eleganță la superlativ. Evora, o nouă locație. Întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Flozo, sărbătorim împreună! Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate, Flozo demarează o campanie publicitară cu 15 premii speciale. Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a 4-a, în perioada 20 aprilie 2015-9 decembrie 2015. 15 ani de activitate, 15 premii. Premiul 1, un sejur de 3 nopți pentru 2 persoane în orașul Barcelona, în perioada 1-15 martie 2016. Premiul 2, televizor LED Samsung diagonal 116 cm în valoare de 2000 lei. Premiul 3, laptop Asus în valoare de 1600 lei. Și 12 premii constând în ceasuri de mână brand Fossil pentru femei și bărbați. Detalii despre campania promoțională, comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a 4-a, găsiți în locațiile din Reghin. Strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numerele 4. 8, telefon 0266-342-128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Niagara, universul curățeniei tale.
singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Bine v-am regăsit! Berbec, ai șansa de a învăța multe lucruri. De la partenerul de cuplu și de la prieteni primești lecții prețioase de care ar fi bine să ții cont. Taur, pot apărea dificultăți produse în special de cei față de care ai o anumită slăbiciune, pentru că îi lași să trăiască așa cum vor, crezând că așa îți va fi și ție bine. Gemeni, vei observa că ai adunat prea multe poveri și că trebuie să te eliberezi de ele. Sunt în principal problemele de familie pe care nu le poți rezolva. Rac, dacă ai ajuns la capătul răbdării cu cei din familie, ai putea provoca o adevărată revoluție în acest mediu. Dacă mai rabzi puțin, ai putea observa că dialogul este singura soluție viabilă. Leu, astăzi ți-ar prinde bine să fii atent la reacțiile tale și să le temperezi atunci când observi că începi să exagerezi. Cu siguranță va fi de apreciat acest efort al tău. Fecioară, este mai important să te ocupi de starea ta generală, în mod special de cea interioară. Tulburările apar oricum, dar contează cum le întâmpini pas cu pas. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Pentru griji și nevoi, vino la noi. SC Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lenjerii de pat, articole de bucătărie și cadouri, toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierumuțeni, numărul 124, telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. SC Ramina, soluția nevoilor tale. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri, între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845.
Borden Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș, Norden Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Norden Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Norden Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Continuăm previziunile sale pentru ziua de marți. Balanță, deși ai parte de susținere, starea ta nu este una dintre cele mai bune și într-un astfel de moment ai nevoie de o abordare mai delicată a propriilor slăbiciuni. Asprimea nu duce la nimic bun. Scorpion, resimți acut unele limitări impuse de către cei dragi cu acordul tău. Nici nu se putea altfel, dar acum nu-ți mai convin și ai vrea să le respingi pe toate. Săgetător, cele mai importante informații provin din observațiile pe care le faci în mod direct. Îți poți regla comportamentul pe baza acestor date ca să te poți detașa de cele mai dificile probleme. Capricorn, ar fi bine să iei în calcul ideea că ai acordat o importanță exagerată anumitor detalii, iar acum nu mai poți clădi planurile dorite pentru că te împiedici de ele. Vărsător, te vezi nevoit să te ocupi de prea multe detalii, ca și cum apropiații s-ar fi decis dintr-o dată să te lase să vezi cum e să faci tu cele mai monotone treburi. Ai ceva de învățat din toate acestea. Pești, partenerul de cuplu are o importantă funcție de reglare în această zi. Se recomandă să asculți ce are să îți spună, pentru că vei avea numai de câștigat. Acestea au fost previziunile astrale pentru marți. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Găsit la știrile din sport. Avântul Reghin a debutat cu dreptul în noul sezon al Ligii a III-a. Echipa lui Vili Stoica și Viorel Cioată a învins categoric FC Zalău, scor 2-0 în prima etapă a campionatului. Cele trei puncte au fost obținute prin reușitele lui Ciprian Gliga în minutul 36 și Deji Lorand în minutul 65. În următoarea etapă, reghinenii vor juca în deplasare la CSM Sighet. 2-0. Acesta este scorul pe care Avântul Reghin îl înregistrează pentru a treia oară consecutiv cu FC Zalău în confruntările din cadrul campionatului de Liga a III-a. Vineri, în debutul sezonului 2015-2016, reghinenii i-au învins pe sălăjeni tot la două goluri diferențe, la fel ca în meciul din returul sezonului anterior. Echipa antrenată de Vili Stoica și Viorel Cioată s-a ales cu 3 puncte după o partidă dominată aproape în totalitate. A fost o victorie importantă pentru noi. A fost doar primul meci, de-abia acum începe greu, fiindcă campionatul e destul de lung și trebuie să ne pregătim foarte bine, la fel de bine cum am făcut-o până acum, fiindcă o să fie foarte greu de acum încolo. Avântul nu doar că a dominat meciul, dar și a încântat publicul cu mai multe combinații reușite de joc, fără a permite oaspeților să înscrie. Cele trei puncte au fost obținute prin golurile înscrise de Ciprian Gliga în minutul 36 și Deji Lorand în minutul 65. După victorie pot să spun că a funcționat la toate compartimentele. Bineînțeles că mai este loc de mai bine, sper să le reglăm pe viitor. M-am bucurat că au scris juniorii, mă bucur pentru ei, dar să nu uităm că au înscris datorită echipei și toată echipa a jucat bine. Pentru Avântul Reghin urmează două meciuri în deplasare. În etapa următoare va juca împotriva celor de la CSM Sighet.
s-a încheiat prima ediție a turneului de fotbal copii Cupa Sporting. Competiția a avut loc la Reghin pe parcursul mai multor zile pentru toate categoriile de vârstă. Organizatorii au fost Clubul Sportiv Școlar Reghin, Best Kids și Athletic Kids. În ultimele două zile ale turneului s-au disputat partidele categoriei de vârstă născuți în 2002, cu participarea a 8 echipe. Născuți în 2002 este categoria de vârstă care a încheiat prima ediție a Cupei Sporting la fotbal copii. Sâmbătă și duminică și-au dat întâlnire pe terenul Metalul din Reghin, echipe din zona Reghin, dar și din afara județului. Au fost 8 echipe, deci s-a jucat 6 jocuri în total. Fiecare echipă a jucat 6 jocuri în 2 zile, deci a fost un turneu reușit. Multe jocuri și foarte mulți părinți, cum se vede, și suporteri. Acum s-a desfășurat prima semifinală între Kinder și Athletic Gurghiu. A câștigat Kinder cu 1-0. Iar acum se dispută a doua semifinală între Clubul Sportiv Școala Reghin și ASEA Târgu Mureș. Turneul de fotbal a reunit de-a lungul mai multor zile echipe de fotbal copii din toate categoriile de vârstă. Scopul competiției a fost un ultim test de pregătire înaintea debutului de campionat. Cupa Sporting 2015 a fost organizată de Clubul Sportiv Școlar Reghin, Best Kids și Athletic Kids în parteneriat cu Primăria Reghin. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Marți vom avea parte de o zi călduroasă. Termometrele vor indica valoarea de 31 de grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 32. Pentru Ludu și Iernu sunt estimate 33 de grade. 31 vor fi în Sighișoara, 30 la Batoș, iar în Sovata și în Stâncen vor fi 29 de grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, cerul va fi senin. În Brașov sunt prognozate 30 de grade. De asemenea, 30 de grade vor fi la Bistrița, 31 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt estimate 32. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 31 de grade Celsius. În București, cerul va fi lipsit de nori, temperatura maximă fiind de 32 de grade. Marți noaptea, șansele de precipitații vor fi scăzute. Pentru Reghin, termometrele vor indica valoarea de 14 grade, iar în Târgu Mureș 15. Pe parcursul zilei de miercuri, temperaturile se mențin ridicate. În Reghin sunt estimate 31 de grade, iar în Târgu Mureș maxima va fi de 32. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!